Iată discuția de final de misiune cu reprezentanții instituțiilor financiare internaționale, Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Discuțiile, evident, au fost conduse de către vicepremierul, domnul Chițoiu, și ministrul bugetului, domnul Voinea, dar au participat și ceilalți miniștri de linie. Aș vrea doar să fac câteva precizări și să prezint un proiect important pe care acum putem să-l anunțăm, deoarece avem acordul instituțiilor financiare partenere. Să spun că încheierea vizitei, cred o încheiere cu succes a acestei vizite, vine într-un moment extrem de important, cel în care pe piețele financiare, europene și internaționale, există o situație de instabilitate. Monedele naționale din zonă s-au depreciat în ultimele zile, există probleme cu creditarea și atunci, cu atât mai mult pentru România, mesajul de stabilitate financiară este extrem de important. Din fericire, moneda națională nu a fost deocamdată afectată, iar capacitatea noastră de a ne finanța este esențială pentru buna desfășurare a programului de guvernare, a bugetului și a măsurilor de creștere economică. Din acest punct de vedere, am ținut foarte mult ca finalul misiunii să fie unul de succes și am fost asigurat că în urma discuției de ieri dintre reprezentanții FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială cu președintele, că și blocajul politic practic încetează. Președintele își va îndeplini atribuțiile constituționale de a semna documentele necesare pentru ca acordul să revină și acordurile noastre cu FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială să redevină operaționale. Vreau să spun doar că față de măsurile pe care le-am stabilit deja la sfârșitul anului trecut și care sunt în aplicare sau vor intra în aplicare, am discutat în plus despre măsuri care țin de reducerea arieratelor la societățile cu capital de stat. E vorba în special de societățile din domeniul feroviar, dar nu doar cele din domeniul feroviar, ci și Poșta Română sau alte societăți de stat care au un nivel de arierate și am găsit soluțiile pentru a reduce acest nivel până la următoarea vizită. Evident, s-a discutat despre amânarea accizei până la 1 aprilie și acoperirea sumei de 670 de milioane de lei neîncasări pentru primul trimestru prin amânarea accizei și am stabilit că nu facem în acest moment vreo tăiere de alocări, dar la 1 iulie, după ce finalizăm primul semestru, avem perspectiva foarte clară dacă va fi nevoie de o rectificare negativă sau dacă din venituri suplimentare această rectificare nu va mai fi necesară. Cel mai important lucru este faptul că am reușit să avem acordul partenerilor noștri internaționali pentru două măsuri pe care le consider extrem de importante și care vor avea un impact important în economie. Eu o să vă prezint așa cum le-am înțeles ca nespecialist în finanțe și dacă sunt întrebări foarte tehnice astăzi sau oricum în cursul zilei de mâine o să-i rog pe cei doi miniștri să vă dea mai multe detalii. Este vorba despre o măsură care va fi adoptată printr-o ordonanță a Guvernului, dar repet, acum la această oră avem în sfârșit acordul partenerilor noștri internaționali. Este o măsură de sprijin a persoanelor fizice care au credite la bănci și vreau să precizez principalele condiții. În primul rând, se aplică tuturor creditelor luate de persoanele fizice, fie că e vorba de salariați, fie că e vorba de pensionari. Condiția este ca acestea să aibă un venit lunar mai mic sau cel mult egal cu salariul mediu net, 1610 RON, 16 milioane de lei vechi,
și să nu aibă restanțe mai vechi de 90 de zile la creditele bancare. Este o măsură care, evident, e opțională, nu e obligatorie pentru persoanele fizice, dar de care poate beneficia oricare din cei 907.000 de debitori în acest moment persoane fizice. Măsura a fost discutată și lucrată de mai bine de o lună și cu Banca Națională a României și mulțumesc guvernatorului Sărescu pentru sprijin și celor de la Banca Națională. Deci e o măsură care sprijină 907.000 de români, persoane fizice, salariați sau pensionari, cu venitul de până la 1.610 lei lunar. Este vorba despre înjumătățirea ratei pe o perioadă de 2 ani, dar nu mai mult de 500 de RON pe lună, deci această reducere la jumătate va opera pentru toate creditele, dar până la limita de 500 de lei poate fi acordat acest lucru. E vorba despre un credit fiscal care după această perioadă de 2 ani va fi și este acordat de către statul român pentru a acoperi creșterea dobânzii pentru cei 2 ani de scădere a ratei și în baza calculelor făcute de Ministerul de Finanțe și Banca Națională, asta presupune ca numai în anul 2014 o sumă de aproape 4 miliarde de lei noi, deci undeva sub 1 miliard de euro, să fie disponibilizată practic din partea băncilor pentru persoanele fizice care, sigur, mai departe vor folosi acești bani pentru alte necesități și pentru o creștere moderată, dar importantă, a consumului. Mai spun încă o dată, o măsură care se adresează persoanelor fizice, salariați sau pensionari, care au credite la bănci, că aceste persoane trebuie să aibă un venit lunar sub salariu mediu net, sub 1.610 lei, trebuie să nu aibă restanțe mai vechi de 90 de zile și jumătate din rata pe care o plătesc va fi amânată. Cei care au 800 de lei rată vor plăti doar 400, celelalte 400 se amână pentru 2 ani, iar statul va suporta pe baza unui credit fiscal din impozitul pe venit diferența după ce se termină cei 2 ani. A doua măsură care se adresează companiilor private, de asemenea stabilită, agreată în mod definitiv cu partenerii noștri internaționali, este schema de ajutor de stat pentru companiile care creează minim 20 de locuri de muncă. Pentru acestea, statul va plăti jumătate din valoarea totală a cheltuielii salariale. Deci nu e vorba aici doar de o scădere a impozitului sau a contribuțiilor sociale, e vorba de jumătate din cheltuiala salarială, din tot ceea ce, în limbajul comun, spunem salariu pe care îl plătește angajatorul privat. De asemenea, în scrisoarea de intenție și în memorandum vom avea trecut foarte clar faptul că în cursul următoarei misiuni, din luna aprilie, până atunci, guvernul vine cu măsurile și metodologia de implementare de la 1 iulie a scutirii de impozit a profitului reinvestit și sperăm că în acest fel mesajele atât pentru populație cât și pentru economia privată să păstreze România pe trendul pozitiv de creștere economică și de reducere a decalajelor sociale. Deci avem acord, vom trimite probabil săptămâna viitoare forma finală către președinte pentru ratificare și scrisoarea va intra în următorul board al FMI și de asemenea urmând să fie prezentată Comisiei Europene memorandumul pentru ca România să beneficieze în continuare inclusiv de top-up-ul de 10% la cofinanțarea fondurilor europene.